Un bărbat a fost arestat preventiv după ce ar fi sustras material lemnos în urmă cu 2 zile. Polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Voila au fost sesizați de către un reprezentant al ocolului Silvic, Pădurile Făgărașului, cu privire la faptul că din zona cantonului Silvic Deșani ar fi fost sustras material lemnos. Imediat, oamenii legii s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că, la data menționată, în jurul orei 19, 2 bărbați s-ar fi deplasat în zona cantonului Silvic, de unde ar fi sustras material lemnos de esență fag. Lemnul sustras ar fi fost încărcat și transportat cu un autoturism în extrabilanul localității Dejani. În urma cercetărilor efectuate, în scurt timp, polițiștii i-au identificat pe cei 2 bărbați și au constatat faptul că autovehiculul folosit pentru a transporta lemnul sustras nu este înmatriculat, iar bărbatul care ar fi condus de 34 de ani nu deținea permis de conducere. Totodată, cercetările efectuate au dus și la identificarea locală în care a fost depozitat materialul lemnos în cantitate totală măsurată de 1,25 de metri cubi, cantitate recuperată de polițiști și predată în custodia ocolului Silvic competent. Față de cele constatate, după administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea bărbatului de 34 de ani și introducerea acestuia în cadrul centrului de reținere și arestare preventivă al IPJ Brașov pentru o perioadă de 24 de ore. Ulterior, ieri, după ce a fost prezentat de către un procuror în fața unui judecător de drepturi și libertăți, pe numele bărbatului a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul nematriculat. Iar cercetările sunt continuate de poliție sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Făgăraș, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.